Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Inaugurarea Centrului Cultural la Helegiu. Extinderea sistemului de alimentare cu apă la Gura Văii. Ministrul Dezvoltării și Ministrul Mediului pe Valea Trotușului. Marți 14 noiembrie de la ora 15 la Helegiu a avut loc inaugurarea noului centru cultural situat în imediata vecinătate a primăriei. O lucrare complexă care a reușit să transforme o clădire veche îmbătrânită într-una nouă, modernă, în care elevii și profesorii își pot desfășura activitățile în cele mai bune și moderne condiții. Un numeros obor de preoți din localitate au participat la sfințirea lăcașului de curt. Dragi credincioși și credincioase, ca delegat al preapucericii sale, Părintele Protopop Ioan Bâlgăvanu, astăzi, în această zi minunată și specială, ne-am adunat aici să dăm slavă lui Dumnezeu și mai ales să pomenim într-o smerenie faptele cele frumoase de zidire și de ajutor care se săvârșesc în comuna noastră, comuna Helegiu. Domnule suprefect și domnule primar și domnule viceprimar, ceea ce este esențial, mai ales nu numai astăzi, ci dintotdeauna în comuna Helegiu, este că această comună are creștini, săteni, cetățeni de aur, deosebiți, plini de credință, harnici, de cuvânt, oameni care întotdeauna, prin aportul și prin virtuțile lor, te poți baza întotdeauna, nu numai la fericire, dar mai ales în moment de încercare. Dar întotdeauna, precum o regină este în stup, așa și comuna Helegiu, întotdeauna a avut, dar mai ales acum are, o conducere vrednică, fără laudă sau campanie electorală, un om extraordinar, în persoana domnului primar, care prin felul lui de a fi, pe felul lui de a conduce, alături de toți membrii din Consiliul Primăriei, alături de cei care sunt în fruntea comunei noastre, întotdeauna au reușit, reușesc și sunt sigur că veți reuși, nu numai fapte simple și normale, că a face un lucru mic este obișnuit, dar a face un lucru de seamă este chiar o minune. Și mă veți întreba ce lucruri minunate și mari se pot săvârși. În primul rând, dacă susții biserica, școala, cultura, ești un om mare și faptele tale sunt într-adevăr mărețe. Căci tinerii noștri, creștinii noștri, nu au nevoie numai de bani, de servicii puternice, au nevoie în primul rând de Domnul Dumnezeu. Au nevoie de cadre deosebite și jertfitoare, de preoți într-o smerenie și lucrători, dar mai ales de cineva care, fiind primar, viceprimar sau în Consiliul Primăriei, să aibă timp pentru tine, că atunci când vrei să-i spui un cuvânt, să te asculte și să nu te dea la o parte. De aceea, distinși preacucernici părinți și preacuvioase părinte, iată că misiunea dumneavoastră se împletește cu misiunea celor de aici, pentru că dumneavoastră și noi întotdeauna ne oprim timpul și veșnicia într-un loc
și nu o secundă, ci mult timp îi ascultă pe toți creștinii și pe toți sătenii noștri. Și vedeți dumneavoastră că acest lucru aduce nu o prietenie oarecare, o comuniune de suflet și foarte mare. Cine gândea vreodată că această comună frumoasă, credincioasă și harnică, nu poate realiza ceea ce nimeni nu gândea. Avem cămine culturale și școli transformate în ajutor pentru tine și bătrâni. Avem tineri, copii, care într-adevăr se justifică trebuința lor. Dar oare aceasta cum este posibil? Datorită părinților care ne-au născut și ne-au crescut, datorită celor care au investit în infrastructură și măresc în bunătatea noastră sufletească din bunătatea lor mărească. Mai presus de toate, avem și preoți, într-adevăr, care întotdeauna și-au adus aportul și-l aduc bisericii. Cine gândea vreodată că la Deren, dintr-un timp atât de scurt, poate să fie o măreață biserică pictată în lemn și de construcție. La Chelegiu, la Plătila și la Drăgugești, locuri frumoase și mărețe în care să se facă atâtea lucruri frumoase pe foștii preoți și actualii preoți. Cine gândea că în vârful muntelui la Dereni, un vrednic călugăr protosindirul Pahomie, poate ridica dintr-un schituleț o mănăstire măreață, văzând în fiecare duminică, sărbătoare și zi, tineri cu rucsacul în spate, mergând pe jos, ca îngerul păzitor să le numere pașii. Primarul comunei Helegiu, Ciprian Enea, a ținut să mulțumească tuturor celor prezenți care și-au lăsat treburile deoparte pentru a putea fi prezenți la acest eveniment. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și că ați răspuns cu onoare invitației noastre. Mulțumesc tuturor preoților din comună, mulțumesc părintelui Ciprian Punice care a reușit să ajungă, mulțumesc preacurcernicului părinte Pahomie, vă mulțumesc dumneavoastră pentru că sunteți cei mai importanți și practic acestea sunt pentru noi elegerii. Mulțumesc domnului director din Agenția de Mediu care totdeauna a fost alături de mine și chiar astăzi are notificarea prin care ne validează, să spunem, recepția acestui lăcaș. Mulțumesc echipei mele, pentru că să știți că părintele a vorbit mult despre primar, dar primarul nu poate să facă lucruri mărițe dacă nu are în spate o echipă puternică. Și aici mă refer și la colegii mei, domnul viceprimar, domnul administrator public, colegii mei din primărie, colegii mei consilieri, care au înțeles nevoia acestui locaș și care au crezut în ceea ce mi-am propus și aceea de a-l moderniza, pentru că să știți că pentru mine, și sunt convins că pentru toți, nu așa sunt cei care sunt prezenți, acest cămin a fost o carte de vizită a intrării în comuna noastră. Tinerețele noastre, chiar și a părinților mei, sunt legate de acest carte, acest cămin cultural, nunțile, botezurile. Eu chiar am un botezul băiatului cel mare aici, în acest loc. Discotecile noastre, cred că era discoteca unică din țară, Mihaela Rânde, că își amintește cu drag, locul nostru era aici pe scenă totdeauna. Că era unică că se ținea ziua, duminică de la ora 4. Nu știu dacă se mai ținea undeva în țară, în România, discoteca începând cu ora 4. Asta pentru că Helegiu e o comună cu oameni gospodari, cu minți liniștiți și care nu aveau nevoie de nunți pierdute să se distreze. Or mai fi și alții, dar sunt mai mulți. Să știți că atunci când am gândit reconstrucția și modernizarea acestui locaș, m-am gândit în primul rând că vreau să-i dau viață. Și cu siguranță îi voi da viață, pentru că doamna Simona Orban, bibliotecara mea, mă va susține și împreună vom reuși să facem măcar câteva activități anuale. Noi avem multe în plan. Una, să spun, o începem chiar din seara asta și o să vedeți mai târziu. Pe lângă aceasta vor mai fi și alte activități care împreună cu școala, cu domnii profesori, cu cadre didactice, vor da viață acestui cămin cultural. O să vedeți la intrare în cămin o bibliotecă frumoasă, luminoasă, așa, cu multe culori, foarte dotată. Să știți că avem foarte multe cărți. N-am reușit să le așezăm pe toate, pentru că atunci când
biblioteca și căminul a intrat în reparații, mare parte din cărți le-am dus la celelalte două sucursale din comună, pe care le-am înființat în urmă cu 3 ani de zile. Urmează să le aducem și să oferim tinerilor. Și de ce, nu știu dumneavoastră, plăcerea de a citi o carte. Nimic nu se compară cu plăcerea de a citi o carte, nu are nicio treabă cu statul pe telefon și pe Wikipedia. Ca să nu o țin foarte mult, pentru că văd că deja cei de la orchestră încep să ajungă și dumneavoastră vă doriți și să petrecem, pentru că astăzi este și lăsatul secului, pentru că faptul că noi petrecem, că suntem mulțumiți de ceea ce am reușit să construim, azi lasă să intrăm în cele 40 zile de post și de aceea și președinte o plăcintă bucurăză, pentru că e tradițional locului nostru. Ministrul Dezvoltării Adrian Ioan Veștea și ministrul Mediului Mircea Fechet au fost zilele trecute într-o vizită de lucru în județul Bacău, unde s-au întâlnit cu autoritățile publice locale și au verificat stadiul lucrărilor la o serie de obiective de investiții finanțate de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Programul Național de Investiții Aghel Salini și prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social derulat de Compania Națională de Investiții. Primarul orașului Stațiune Comăneș, Viorel Miro, i-a pe cei doi miniștri la primărie cu pâine și sare. Bună ziua! Mă bucur extrem de mult pentru faptul că am reușit să ajung în județul Bacău. Sunt mai multe obiective pe care le vom vizita în cursul zilei de astăzi. Am început la Troituz, unde am vizitat o serie de lucrări care sunt realizate pe Programul Național Aghel Salini. Am continuat la Termănești, vom merge la Mâinești și la Comănești. Sunt localități care au foarte multe proiecte în derulare. Ministerul Dezvoltării, atât prin programele naționale, cât și prin programele din fonduri europene, creează oportunitatea dezvoltării multor proiecte la nivelul tuturor comunităților din România. Sunt primari vrednici, oameni care au lucrat la aceste documentații și iată că astăzi își văd visul cu ochii, faptul că începem să materializăm, avem foarte multe lucrări în diverse stadii de implementare. Ne dă speranța că, de fapt, toate aceste programe, fie ele din fonduri europene sau din fonduri naționale, își aduc aportul la crearea condițiilor cât mai bune de viață pentru comunitățile din România. Imediat după ce am fost numit în funcție, atât eu cât și domnul ministru Veștea, și amândoi alergând prin țară, prin diferite județe, am realizat la un moment dat că ar trebui să ne vizităm și reciproc județul fiecăruia. Eu să merg la Brașov și domnul ministru Veștea să vină la Bacău și îi mulțumesc pentru că astăzi se află aici la noi acasă și spun asta pentru că are foarte multe lucruri de văzut. Chiar dacă nu reușim să mergem pentru că ziua e scurtă și nu reușim să ajungem decât la Oituz, la Dărmănești, aici, la Mâinești și la Comănești. Un lucru este cert, în județul Bacău se lucrează foarte mult. În județul Bacău există o prioritate pentru investiții, fie că discutăm despre investiții finanțate de Ministerul Dezvoltării, fie că discutăm despre investiții finanțate din fonduri europene, iar aici cred că e cel mai bun exemplu despre lucrare în legătură cu care s-a spus 10 de ani că nu o să se facă niciodată și totuși, cu perseverența domnului primar Toma Constantin și mi-amintesc ziua când împreună am mers la Ministerul Transporturilor și a spus că vrea să facă centură la Dărmănești. Și oamenii aceia au zis, domnule, la Dărmănești centură, o fi nevoie de așa ceva și astăzi suntem pe șantierul acestei investiții. Mai mult de 20 de milioane de lei se vor investi aici, iar această centură nu va însemna doar că o să scoatem camioanele din oraș și o să avem un aer mai curat în oraș, dar va exista un real potențial de dezvoltare pentru toată această zonă. În paralel cu lucrările pe care le-au prezentat mai devreme colegii mei din Ministerul Mediului, de la Administrația Națională Apele Române, care regularizează albia râului Uz, suntem încrezători că vom fi pe drumul cel bun, suntem încrezători că vom reuși în acest mandat să terminăm toate aceste proiecte și profit de această ocazie pentru a mai da încă o veste bună. N-are legătură cu obiectul vizitei noastre de astăzi, însă vreau să anunț pe toată lumea că astăzi
s-a publicat în sistemul electronic de achiziții publice anunțul de participare pentru camerele de supraveghere video din fondul forestier din România. Este un lucru despre care am mai discutat în trecut, dar vom finanța din PNRR camere video inteligente cu care vom putea urmări dacă se mai fură sau nu se mai fură lemn din pădure, ceea ce spun eu că e o veste bună și pentru Dărmănești și pentru județul Bacău, dar pentru toată România. Așa că vă mulțumesc! În condițiile în care Comuna Gurăvăi se număra printre localitățile care se chinuiau să aibă un sistem de alimentare cu apă, iată că prin efortul și implicarea primarului Silviu Tinei, acum la Gurăvăi se vorbește despre extinderea proiectului de alimentare cu apă, iar edilul, șef al comunei, și-a fixat ca obiectiv ca la finalul mandatului toți locuitorii să aibă apă la robinete. Să dau puțin firul evenimentelor în urmă, la nivelul anului 2017, dacă vă aduceți aminte, doar satul Gurăvăi beneficia de rețea de apă potabilă în urma unei investiții... Și aia nu peste tot, investiții prin PNDL 1, Programul Național de Dezvoltare Locală 1, a fost și o sincopă majoră în furnizarea apei potabile la vremea respectivă, chiar deși era apă în sat, 3 luni de zile apa nu a funcționat datorită unei proaste manageriere a situației de la vremea respectivă. În anul 2016, administrația anterioară semnează un contract de finanțare, tot prin PNDL 1, alimentare cu apă potabilă în 5 din cele 6 sate componente pe care le-ați nominalizat și dumneavoastră. E vorba de Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, care nu aveau acces la niciun fel de apă din sistem integrat, a derulat procedura de achiziție, a fost desemnat un constructor care în anul 2018 a abandonat definitiv lucrările, a îngropat doar țeavă în pământ, pentru că era cel mai ușor lucru de făcut, după care și-a declarat falimentul și dus a fost, știți vorba românului. Din 2018 până în 2020, fosta administrație nu a depus nicio diligență în vederea, nu știu, încercării resuscitării proiectului. A crezut că va veni cineva de sus care va repune, o baghetă magică, care va repune pe făgaș acel proiect. Nu, lucrul nu s-a întâmplat, acest lucru nu s-a întâmplat, iar la preluarea mandatului aveam un proiect, eu îi spun proiectul Lazar, era mort. Deci era mort. Îi trebuia să-i spuneți ridică-te Lazare și umblă. Îi lipsea doar partea finală, crucea de căpătâi. Am luat din fir apăr situația, am văzut că de la fostul constructor nu am ce să mai cer, asocierea la vremea respectivă s-a desființat ca entitate, am cerut insolvența, am făcut o expertiză pe ceea ce se făcuse, se cheltuise aproximativ 11 miliarde de lei vechi. Pe o suprafață de cât au introdus țeavă? Au introdus pe vreo 23 de kilometri țeavă, dar urmarea expertizei făcute de o firmă autorizată, am constatat că 53% din conducta băgată a fost doar băgată pentru a fi decontată, nu a răspuns la probele de presiune conform normativelor. Aceasta a trebuit înlocuită în mare parte, plus alte lucrări, cămine de vane neexecutate corespunzător, îmbinări, mufe cap la cap, astea sunt detalii pe care fac diferența, că uneori... Doar eu și expertul le știm. Cel mai afectat sat de lucrările proaste a fost Păltinata. Acolo a fost nevoie de înlocuirea mai bine de jumătate din întregul sistem. În anul 2020, la final, aveam doar conducte așa care ieșeau așa sus din pământ. Nu știa nimeni unde de unde vin și de unde vin. Ca de fiecare dată, seriile grecești organizate de către comunitatea Elena din Onești atrag numeroși greci cât și filogreci. De câțiva ani în municipiul Onești, președinta comunității elene, Cristina Chiriacopul, organizează și dansuri grecești atât pentru cei mari cât și pentru cei mici. Astfel, cei inițiați cât și cei care iubesc Grecia se întâlnesc, mănâncă, cântă, dansează grecește, acum, înaintea intrării în postul Crăciunului. Mulțumim tare mult, mulțumim că ați venit, mulțumim tuturor celor care au venit, care sunt aici în seara aceasta, le mulțumim frumos că sunt alături de noi, i-am așteptat. Ne-ai spus în deschidere că este, să zicem, un eveniment înainte de lăsata secolului. Da, asta s-a vrut, intrăm în postul Crăciunului și
na, știm că nu mai putem să dansăm, nu mai putem să ne bucurăm, adică e totuși un post mai ușor să ne fie, da, 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 și atunci, dar eu știu, așa se face și în Grecia, înainte de începerea unui post, se petrece. Se mănâncă, se mănâncă bine, se dansează, se râde, se cântă și așa. Ne pregătim după aia pentru altă perioadă. Exact, da, ne pregătim pentru ceea ce urmează. Am văzut foarte mulți reprezentanți ai comunității grecești din Onești. Da, i-am invitat, sigur că da, au fost și ei invitați, care au putut să vină, au venit, care nu, dar eu i-am așteptat cu drag pe toți. Noi am avut și înainte de asta, cu o săptămână, am făcut și întâlnirea cu ocazia, mă rog, e comemorarea eroilor, da, Marelui Nus, ziua Marelui Nus, sigur că da, comemorarea eroilor. Atunci au venit la sediu, la noi, într-adevăr, numai grecii, fiind spațiu mai mic, mai restrâns, am făcut numai între noi, între greci, dar aici am invitat pe toată lumea, cine a vrut să vină și cine a putut, bineînțeles, cu mare drag. A fost un program foarte frumos pregătit de voi cei de la comunitatea, da, Elena, iar ansamblul grecesc, de dansuri grecești, Agoria, a prezentat un frumos spectacol, dar nu numai ei, pentru că de data aceasta și un grup de senioare, ca să le zicem așa, adulți, care s-au implicat și care au demonstrat că se poate. Da, 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 sigur, sunt doamnele care vin marțea după amiază și fac dansuri grecești cu mine. Unde? În cadrul comunității Elene din Onești. Eu sunt cea care a organizat acest curs. Marți, la ora 4:30, la 16:30, la colegiul tehnic de Asahi, da. Facem cam o oră jumătate de dansuri tradiționale grecești pentru adulți. Deci asta e, separat fac pentru copii, separat fac pentru adulți. Și marți am cu doamnele și s-a văzut. Deci ați văzut? Rezultatele sunt pe măsura implicării. Sigur că da, și încă n-au rezistat mai mult, că mai aveam și alte dansuri cu doamnele și cred că urmează acum să faci. Acum felicitări pentru implicare. S-a dinamizat, ca să zicem așa, activitățile s-au intensificat până la urmă, încet regruparea de după pandemie se simte. Da, 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 așa este. Am așteptat să ne întâlnim, am așteptat să ne regrupăm, vorba ta, Dana, și acum să vedem, continuăm cu, vreau să fac și o grupă de copii mai micuți, de junior, pentru că cei pe care i-ați văzut sunt la liceu, în clasa 10, da, clasa 11, așa, 12, după aceea rămân iar singură și atunci îmi trebuie copiii cei care trebuie să vină după. Da, ne pregătim, noi avem activitate. Un mesaj pentru grecii din comunitatea Elena din One și nu numai, și în România, da, până la urmă, ce le transmiți? Și în grecești, dacă se poate. Și în grecește. Na perasume kala. Iata Χριστούγεννα. Σας περιμένω και για τα Χριστούγεννα να έρθετε και να περάσουμε όλοι μαζί καλά. Le-am transmis că îi aștept și după Crăciun sau de Crăciun să petrecem, pentru că am în gând să fac, bineînțeles, sărbarea de Crăciun și le-am transmis că îi aștept de Crăciun să petrecem împreună frumos și bine. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 16 noiembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei urcă până la valori de 12 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 1 grad Celsius. Vineri 17 noiembrie, cerul se menține noros. Vom înregistra o maximă pe timpul zilei de 11 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 4 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.